Copiii din Târgu Jiu vor avea parte sâmbătă de un program distractiv cu ocazia zilei de 1 iunie. Evenimentul numit 1 iunie 2019, Orașul Copiilor, va avea loc în mai multe locații, iar programul este unul foarte diversificat. Cei mici vor lua parte la numeroasele evenimente, printre care și meciuri de fotbal, expoziții cu dotările forțelor de ordine, dar și un spectacol oferit de teatrul dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Programul va începe sâmbătă de la ora 9 cu Cupa Coca-Cola 1 iunie la mini-fotbal și se va încheia la ora 19 după festivitatea de premiere. Cei mai mici se vor familiariza cu echipamentele sportive Decathlon Târgu Jiu și vor avea parte și de un spectacol oferit de Planeta Veselă. Să vă spun că este ceva inedit și dacă l-ați văzut, ați văzut acest afiș, încercăm să ne ducem în această zonă cu evenimente diversificate. Plecăm de la acea competiție pe care am anunțat-o de foarte mult timp, o competiție care naște foarte multe orgolii. Toate școlile generale și colegiile și liceele din Târgu Jiu participă la o competiție de fotbal pe terenurile sintetice realizate în municipiul Târgu Jiu. E și o inaugurare a acestor terenuri. Din păcate, poate, doar terenul de la școala generală numărul 7 nu este folosit în această competiție. Sunt folosite 4 dintre suprafețele de joc din unitățile specificate acolo. Copiii vor putea participa și la activități de colorat și activități creative. Premiera se va face în piața prefecturii la 18 după închiderea tuturor evenimentelor. Acele evenimente există și premiera care se va face, sperăm noi, așa cum Dumnezeu ne-a ajutat în perioada evenimentelor legate de zile municipiului Târgu Jiu, ca și sâmbătă să avem o vreme bună și festivitatea de premieră să se facă în piața prefecturii, acolo unde înainte de festivitate avem un spectacol cu trupa Planeta Veselă, o trupă dedicată, cu muzică dedicată strict copiilor. Evenimentele sunt organizate de autoritățile locale cu sprijinul unor sponsori.